Veve și Coțofană sunt pregătiți. Bună dimineața din nou. Bună dimineața. Hei, Nața. Nața, nu mai fiți mai invidioși. Sunteți invidioși. Da. Da. Mie îmi place. Da, da, recunosc. Foarte frumos. Elegant, pedant, cum se cade. Da. Spuneți, vă rog. Să începem, da? Da, cu tine, Doamnă, să mergem în Statele Unite. Așa. Acolo unde vreau să vi-l prezint pe Angelino. Angelino, un tip perfect normal, prin New Jersey, care, for a living, cum ar spune americanul, ca să-și câștige traiul, făcea curățenie. Dar așa, din gură în gură, se ducea vestea, bă, am și eu nevoie de cineva să mă ajute la curățenie, bun. Și a găsit acest prieten al unui prieten, care i-a lăsat adresa și a zis, băi, du-te în ziua X acolo, vezi că o să găsești o cheie sub preș, faci curat, pleci și aia e. Se duce Angelino, găsește cheia supreș, se apucă de curățenie și stă vreo 3-4 ore, face totul lună și la sfârșit zice, hai să stau puțin, asta e pe bune. Și zice, hai să stau puțin să mă joc cu pisicile, că avea două pisici. Ce drăguț. Și în timp ce se juca cu pisicile, îi sună telefonul. Cine era? Proprietarul. Zice, ce face Angelino? N-ai reușit să mai ajungi? Zice, bă, da, bă, dar cum? Sunt în sufragerie, mă joc cu pisicile tale. Zice, Angelino, eu n-am pisici. Ce s-a întâmplat? A notat greșit apartamentul. La bloc s-a dus bine, a nimerit blocul. Numai că s-a dus la un vecin, întâmplător, și ăla își ținea o cheie sub preș. A intrat, i-a făcut curat, a avut loc toată confuzia asta. L-au sunat, i-au sunat pe vecini, i-au anunțat, bă, uite, s-a întâmplat asta, vecinilor. Acum cineva, practic, le-a spart casa și le-a făcut curat. Nu s-au supărat foarte tare, dar le-a fost rușine pentru că era dezastru la ei în casă. Și până la urmă totul s-a terminat cu bine, pentru că el a pus povestea pe Twitter și de acolo lumea a început să-l contacteze. Bă, ce tare, mă, Angelino, vino și la noi, ajută-ne și pe noi. Și acum vrea să-și deschidă o firmă în toată regula de curățenie, nu să se mai ducă el doar așa din prin viu grai de la unul la altul. Mie mi se pare foarte tare această știre pe care tu ai găsit-o și pot să zic așa: Doamne, ajută, dă-mi și mie, te rog, un Angelino care să greșească, nu știu, casa, apartamentul, ce-o fi, să vină și la mine, că și la mine e dezastru, rău. Dar n-ai pisici. Nu, dar am un cățel foarte simpatic. Nu vine, dacă n-ai pisici, nu. Hai să mergem și în Brazilia, dăm o fugă. Am sărit un pic, da. Ce s-a întâmplat în Brazilia, vrei să zic eu? Zi, sau vrei să zic? Păi în Brazilia s-a întâmplat că președintele pe care îl cheamă, stați să citesc de la ziar, pentru Jair că... Bolsonaro. Asta de bols, așa, îmi era teama, a fost internat în spital după ce a sughițat 10 zile la rând. Jair Bolsonaro. A fost spitalizat noaptea de marți, miercuri, unde îi se fac tot felul de investigații ca să vadă, domne, de unde se întâmplă sughițul ăsta, de nu mai trece. Da. Serviciile secrete deja îi caută pe oamenii care îl tot pomenesc cu asta de 10 zile, știi? A dat ordine la toate SRI-urile lor din Brazilia că n-ai, n-ai cum să sughiți 10 zile decât dacă te pomenește cineva în continuu. Băi, da, oare eu stau și mă gândesc, ei n-au auzit pe acolo de niște leacuri băbești, că la noi nu știu cum e cu speriatul, nu? Dacă te sperie cineva, dar trebuie să te sperie bine. Ai, și mă, lângă asta. În toată Brazilia aia. Deci era el președintele și sughița, da? Și era la biroul lui de președinte acolo. Nu s-a găsit unul să-i bage un piton din Amazonul ăla, să-l bage în sertar când își ia pixul să se sperie și să-i treacă sughițul? Eu nu cred, mă, că i-au auzit de leacul ăsta. Și eu nu înțeleg de ce s-au speriat ei de la un simplu sughiț. Vă știți pe doamna aia în vârstă care a cântat câteva zile la rând, dar nu mai știau ce să-i facă, au internat în spital pentru că ea cânta? Da. Eu știu. Nu cred că nu știu. Ba da, știu. Pentru că e tot o afecțiune, la modul că ea nu se mai oprea din cântat. La asta poți să te sperii. Dar la un sughiț... Și la doamna și la domnul Jair Bolsonaro mai e varianta să bea mai puțin. Că ați văzut și Celentano. Să nu mai stea pe cântu. Cum bea puțin, cum hop, îl ia cu sughițul. Și mă gândesc că și doamna tot de aia cânta. Nu, dar eu am găsit la ziar foarte, foarte multe leacuri. Și uite, vă mai zic unul. Știați că o linguriță de miere face sughițul să se oprească? Adică oprește sughițul dacă e o linguriță de miere. În Brazilia n-au miere? Ba da, ar trebui să aibă de albină de aia sălbatică de Amazon. Mai este albină sălbatică de Amazon sau zahăr sălbatic depus la baza limbii. Iarăși, că strece sughițul. Dacă spui zahăr? Da, la baza limbii. Și dacă bei lămâie, ci că zeamă de lămâie. Da, da, lămâia poți să o mănânci sau să o bei sub formă de limonadă, dacă vrei, sau zeamă de aia simplă, așa, și strece sughițul. Și mai aia cu ținutul respirației, nu? Da. Tu îți dai seama la cât a sughițat el. Cât trebuie să sughițat ține. Vreo 10 zile, nu, și nu mai zic una și v-am lăsat. Stai, că nu a sughițat doar așa. El are în urma unei operații ceva cu aparat dentar, cu dinți, ceva de genul? Are mai multe operații, au declarat medicii lui că are și niște probleme la stomac și de aici
automat având niște operații la abdomen și de aici ai se trage cu sughițul, dar... Niște operații la abdomen pentru că l-au înjunghiat în campanie electorală, adică niște complicații, n-a sughițat de nebun așa. Dar poate să mai ia, uite, o infuzie de scorțișoară pisată și cu asta am terminat cu leacurile băbești în ceea ce privește pe domnul președinte brazilian. Covetul sughiți? Rar, dar sughiți. Nu prea te pomenește nimeni, sau ce? Nu prea mă mai pomenește nimeni, sincer. Da. Și ai vreun leac băbesc din ăsta pentru sughiți? Mai există arpacaș. Arpacașul e foarte bun când te pomenește, să faci veșnică pomenire. Exact, asta vreau să zic și eu. Zic, băi, important e să fii pomenit și aia, după. Aia, știi cum e. Și pomenirea lui Neam. Să vă zicem și de regina Angliei, dacă tot am vorbit de președintele Braziliei, că vorba aia. Încep eu? Te rog, tot eu. Mamă, Doamne, dar ce privilegiată mă simt astăzi. Nu se poate zice la televizor că ne ceartă. Regina, de exemplu, știați, asta e pentru Cove că lui îi place asta cu știați că. Da. Știai că regina Marii Britanii deține toate lebedele de pe râul Tamisa? Sunt ale ei. Serios? Da. Da? Și câte lebede sunt? Toate. Ce n-a fost mâncat, a rămas. Păi și cine le ține evidența? Le numără careva? Bănuiesc că are pe cineva care se le numără. Are niște ornito de-aia. Are niște ornitorinci care numără lebedele. Asta ar fi una. Dar dacă tot m-ai întrebat cine le numără, vreau să spun Teo că, uite, regina Angliei are propriul ei poet. Poet, da. Da, este un domn care scrie despre Dumnezeu. Da, asta e normal. Și nu are un songwriter? La curțile regale se purta. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu Buffonul, spre exemplu. Exista și s-a dus la Parma. Și-a reziliat acum cu Juventus și s-a transferat Buffon la Parma. Hai să vă mai zic una tare. Are propriul ei bancomat privat. Adică doamna, eu mă imaginez pe regina când se trezește dimineața și uite așa apasă. Acolo la capul patului. Și zice, patului. Bă, cât era pinul, maică? Maică! Charse! Charse! Cât e pinul, mamă? Stai să-mi scot și eu 20 de mii. Cred că și-a pus anul nașterii. 1800... 1800, cât o fi fost. De asemenea, nu poate fi judecată de nimeni, adică nu va fi niciodată implicată în vreun proces, pentru că este suveran. Dar, în schimb, îl poate da jos pe prim-ministrul nu britanic. Pe prim-ministrul australian. Ea are voie să demită guvernul australian. Așa, ce să vă mai zic? A fost printre primii utilizatori de internet când a apărut internet. Asta nu mă surprinde, dacă nu cumva ea l-o fi inventat sau ceva. Pare că a fost primul influencer. Bine, așa. Ea poate conduce fără permis, ceea ce nu se poate spune și despre prințul Filip, că știți că dumnealui avea permis, adică îi trebuia permis. Și ultimul, știați că are stăpânire asupra tuturor delfinilor din apele britanice. Da. Okay. Deci deține tot, râul, ramul. Păi și ce face cu delfini? Ce face cu ei? Cu cine? Cu delfinii. Dar ce face și cu lebedele? Da, să uită la ei din când în când. Așa drăgan are de animale? Doamne, asta se cheamă grandomanie. Nu, mă, e terapie. Se face terapie cu delfini și de-aia trăiește ea cât are, 96 de ani, nu știu câți are. Are 2 zile de naștere, că am uitat să vă zic. Poftim. De ce? A uitat. Pentru că e regină. Nu, ideea este, spun și de ce... Ziua dumneavoastră cred că este pe undeva prin primăvară și ca să nu fie foarte frig și să se poată ține recepția, i-au mutat ziua de naștere, adică o serbează când e mai cald. Da, da, da. Vorbesc serios. Domnule, mi se pare corect. Vreau și eu să fiu regina. Da, nu e normal, adică stai mai prea frig. Hai să știi. Corect. Mă nasc când vreau eu, până la urmă. Da, da. Nu știu dacă știți ce s-a întâmplat în urmă cu puține momente. Da. Un elicopter a aterizat în piața Charles de Gaulle. Da. Un elicopter american a aterizat. Mi se pare interesant asta, chiar să te trezești cu elicopterul, știi, în fața autoturismului. Dar știi că am trecut pe acolo. Ai trecut pe acolo? Da. Și l-ai văzut? Nu l-am văzut, că nu știu, cred că s-a după. A zis, bani, să trece. Să spună mersi americanii că n-au aterizat din greșeală pe la piața Rahova, că nu mai rămânea nimic din el în jumătate de oră. Ce rezervoare. Era dus tot pe la viare.
Era și pe site. Era pe site deja pus. Nu bate, nu troncă-ne! Helicopter am american. Am un Tomahawk puțin folosit, n-are. Original, doar în Germania s-a mers cu el. Da, a făcut vreo a mers cu el un bătrânic în Germania doar de două ori până la piață, în rest are kilometraj original. Pagube n-a făcut, am înțeles doar doi stâlpi s-au deranjat. A, doi stâlpi s-au deranjat, nu e problemă, da. Doi stâlpi poți și cu un BMW, dar apoi cu un helicopter. Bravo, om.